De aceea învățătura pe care trebuie să o reținem astăzi este aceea de a ierta și de a privi cu bunăvoință pe cei care ne fac rău. Bine, bine ziceți, dar ne cereți ceva supraomenesc. Știți ce se întâmplă? Cel care ți-a făcut rău și pe care l-a iertat va deveni bun, pentru că dacă nu imediat, cândva conștiința lui îi va spune: vezi ce ai făcut? Tu ai făcut rău și nu numai că nu ți-a făcut ție rău, dar te-a și iertat. Ți-a transmis un mesaj de umanitate și de frățietate, dacă nu chiar de iubire. Și aceasta va fi ca un balsam vindecător pentru sufletul tău. Și cel mai înrăit om care și-a făcut o meserie din a-l chinui pe semnul său, tot are într-un târziu și într-un târziu o mostrare de conștiință. Iar dacă nu are acum în această viață, fii sigur că o va avea după ce va trece dincolo. Pentru că dincolo toate perdelele cad și nimic nu mai poate fi ascuns. Aceasta este viața de veci, aceasta este viața de dincolo, este viața în care vine răsplata. Și cel care a făcut rău, fără să-și dea seama, devine conștient că a făcut rău. Și nu se poate ca conștiința să nu-l bumuște. De aceea, dragii mei, pentru ziua de astăzi, pe care ne dorim tuturor rodnică în faptele cele bune și în gândurile cele nobile, să ne fie de învățătură, pentru ca să știm cum să ne portăm cu semenii noștri, chiar și atunci când nu merită. Zilele trecute am citat din viață un fost general de securitate care a fost un mare torționar. Și am văzut și la televiziune unul dintre ultimele lui interviuri. Era cinic, era foarte cinic. Și da, am și omorât. De ce? Pentru că erau dușmanii patriei, adică ai regimului. Păi bine, totuși a făcut moartea de om. Păi asta era biseria noastră, să omorăm. Și o spunea cu nonșalanță, atunci nu s-a trezit, dar el la ora actuală a trecut dincolo, unde sunt alte criterii de a judeca un om. Iar judecata este chiar pentru cei care n-au crezut și nu cred în el. Că nu se poate, ar fi absurd să trăiești o viață întreagă, să suporți umilințele dușmanilor tăi și fără niciun fel de urmare în viața de dincolo. Ar fi nedrept, ar fi strigător la cer. Însă Dumnezeu este Cel care cântărește și iartă și pe noi și pe ei. O fi fiind, nu știm precis ce e dincolo, nu știm precis ce este raiul și iadul. O fi fiind o răsplată și o pedeapsă temporară, dar Dumnezeu este milostiv până la urmă și, cum zicea părintele Nicolae Steinhardt, o comparație foarte frumoasă cu numai inteligența lui putea să o dea, ce știi ce se întâmplă, ce relația dintre Dumnezeu și diavol. Diavolul unde umblă cu o tăbliță, la cea care o școlare, la școala primară, și cu condeiul. Și umblă după tine și notează pe tăbliță fiecare păcat și păcățel. Notează acolo și umple tăblița, pentru ca tu să o vezi și să te descurajezi. Și să spună, uai de mine ce păcătos sunt, uite tăblița este plină de păcatele mele, mai mari sau mai mici. Și cazi în desnădejde. Dar Dumnezeu este boier. Și vine cu un burete și șterge toată tăblița. Și ea rămâne iarăși limpede. Și Dumnezeu zice, poți să o iei de la cap, dragul meu. Că pe la urmă tăblița tot eu o șterg. Asta nu înseamnă îndemnul de a păcătui fără încetare. Ci doar chiar păcătuind să ai încredere în mila și iubirea lui Dumnezeu.
această milă și această iubire, vă doresc vouă tuturor și mie. Amin.